Dragilor, bună ziua, bine vă regăsesc pe Hello Sănătate TV. Este încă vară, suntem încă preocupați de tot felul de lucruri care țin de domeniul pielii, de domeniul frumuseții, îngrijiri. Și m-am gândit să facem un episod în care cuprindem mai multe problematici ale momentului, cum ar fi arsurile, fie că sunt solare, fie că sunt din domeniul domestic, casnic, lucruri care se pot întâmpla pe acasă, dar în același timp și de tratamente din zona frumuseții, care sunt interzise de obicei vara, dar pe care unele femei curajoase se mai gândesc să le facă, cum ar fi peelingurile sau tratamentele laser, scoaterea de tatuaje și așa mai departe. Pentru acest motiv am invitat alături de noi astăzi pe domnul dr. Șerban Dumitrache, din domeniul chirurgiei plastice și microchirurgie reconstructivă, pentru a vedea cele mai practice sfaturi care ne pot fi de folos pentru acest subiect. Bine ați venit, domnul doctor, alături de noi. Și mulțumesc pentru invitație. Știu că faceți lucruri mult mai grele, mai importante, dar noi pledăm în general pentru educație și ne-am gândit să vorbim mai general așa despre ce înseamnă arsuri, despre cum se poate regenera pielea, de ce nu e bine să grăbim anumite procese de cicatrizare, pentru că de câte ori ne este afectată o bucățică de piele mai mare sau mai mică, dorința fiecăruia este să intervină cu tot felul de leacuri, unele mai băbești, unele mai nu știu cum, mai se duc pe la farmacie, mai cer tot felul de creme pentru a grăbi procesul. Și pentru început aș vrea să întreb dacă atunci când este vorba de o mică leziune sau o mai mare leziune a pielii, se poate grăbi procesul de vindecare? Este o întrebare foarte bună și foarte pertinentă și cu această problemă a vindecărilor noi ne confruntăm destul de des în tratamentul pacienților. Epoca în care trăim cu fast food, internet de mare viteză și tot așa, ne face să ne dorim ca totul să se desfășoare la viteza cu care suntem obișnuiți. Dar, din păcate, organismul nostru este aproximativ la fel de când am apărut, adică procesele biologice de reparare și de vindecare vor merge în pasul în care sunt programate din punct de vedere biologic. Așa încât mai repede să obținem vindecarea mai rapid decât este programat corpul nostru să o facem, este foarte dificil, spre imposibil. Ceea ce se poate însă face este să ajutăm și să modelăm cumva, dacă se poate spune, procesul vindecării, astfel încât să nu apară probleme pe parcurs, să nu apară complicații și ca rezultatele să fie cât mai bune, adică fără cicatrici vizibile sau fără cicatrici urâte și așa mai departe. Iar pentru a obține aceste rezultate există foarte, foarte multe produse, creme, spray-uri, pansamente pe piață, unele dedicate over the counter, cum se spune, sau altele dedicate profesioniștilor, în speță medicilor plasticieni sau dermatologi care se ocupă de tratarea astfel acestor leziuni. Dacă ar fi să clasificăm, să punem așa pe categorie aceste leziuni, ca să putem vorbi mai departe despre ele, din ce perspectivă s-ar putea ele clasifica? Cea mai importantă ar fi profunzimea lor. Pielea, ca orice structură a corpului nostru, are o structură biologică, histologică, care este importantă atât din punct de vedere al medicinei, dar și atât din punct de vedere al vindecării. Orice arsură, să ne rezumăm la arsuri, orice arsură superficială care nu afectează pielea pe toată grosimea ei, adică nu afectează toate straturile histologice până la cel mai de bază, se va vindeca spontan, se spune, adică de la sine, fără necesarul uneori intervenții majore, iar perioada de vindecare este undeva în jurul a 7-10 zile. La astfel de leziuni putem încadra cea mai simplă și cea mai întâlnită este arsura solară cu care ne confruntăm toți, mai ales în perioada de vară. Este arsura de gradul 1, cum se cheamă în termeni medicali, iar ea tratată sau menajată corespunzător se va vindeca fără nicio cicatrice de la sine în 10 zile.
Pe măsură ce leziunea, că este arsură, că este o tăietură sau orice altceva, merge în profunzime către straturile bazale ale pielii, atunci vindecarea va fi mai greoaie și de obicei se va vindeca cu o cicatrice. Pentru că corpul nostru, în afară de perioada intrauterină, este programat să vindece cu cicatrice. Nu mai știm să ne mai facem cum eram în burțile mamelor. Știm să cicatrizăm, în schimb. Așa că, inclusiv... Dar aspirația de fund de bebeluș când zici de piele rămâne. Adică rămâne. Ai vrea să fie pielea aia fină, curată, subțire. Bineînțeles că rămâne. Da. Da. Iar orice leziune, arsură sau tăietură, ce vreți dumneavoastră, care a ajuns și a afectat stratul bazal, stratul bazal fiind cel din care începe repararea pielii, de acolo vin celulele din profunzime către exterior, acolo se va face o cicatrice. Iar de obicei timpul necesar pentru repararea astfel de leziuni este undeva la 21 de zile, care este practic ciclul natural de regenerare a celulelor epiteliale. Noi când ne dăm seama sau nu, la 21 de zile ne schimbăm pielea, putem spune. Deci asta este și perioada necesară unei vindecări pe o arsură mai profundă, să spunem. Apropo de cicatrici, sunt rezultate din mai multe tipuri de intervenții, cicatricile sau în urma unor accidentări. Cum repară un chirurg plastician o cicatrice? Adică mereu am fost curioasă, ce faci? Cuși pielea, pui peste ei, din altă parte o peticești, cum? Da, depinde de felul cicatricii, de poziționarea ei, de mecanismul prin care s-a produs și de dimensiune, bineînțeles. Într-un fel sau este ușor să scapi, să faci o cicatrice mică, să devină invizibilă și este greu să faci o cicatrice după o arsură, să spunem, de profunzime mare și de pe suprafață mare să o faci să dispară. Metode sunt foarte multe și apar din ce în ce mai multe metode care ne ajută în a ne atinge scopul. Cele mai user-friendly pentru pacient, ca să spunem așa, ar fi aplicările de creme cicatrizante care ajută procesul cicatrizării. Sunt creme de obicei pe bază de silicon. S-a observat că siliconul medical, deci nu cel care se pune la geamuri, trebuie avut mare grijă, are un efect benefic în remodelarea cicatricilor și în ajutarea să se aplatizeze și să se conformeze cât mai mult tegumentului înconjurător. La fel mai sunt benzi elastice sau plasturi pe bază de silicon care sunt folosiți pentru cicatricile de obicei cele hipertrofice, acele cicatrici inestetice care sunt mai ieșite în suprafață decât pielea de jur, din jur. De obicei sunt roșiatice, violacee și câteodată ne pot supăra mai mult decât estetic. Iarăși acest silicon și acele benzi de silicon, atât prin efectul siliconului cât și al presiunii, remodelează cicatricea. Lucrurile astea se pot întâmpla când cicatricea este destul de proaspătă. Deja cicatricele care sunt de ani și ani de zile sunt mult mai greu de tratat și de obicei necesită o intervenție chirurgicală care în funcție de dimensiunea cicatricii poate fi mai amplă sau mai simplă și care constă în excizia, scoaterea cicatricii și crearea unei noi cicatrici, dar de data asta în condițiile noastre pe care le dorim. Noi, ca și chirurgi plasticieni, avem în arsenalul nostru o grămadă de trucuri, care să le spun așa, prin care încercăm și chiar reușim de multe ori să ascundem cicatricile, să le punem în niște zone care sunt mai puțin vizibile și astfel să creăm într-o cicatrice urâtă, colorată, urâtă, hipertrofică. Unele cicatrici sunt și strâng pielea din jur, adică au adâncime, au profil, au... Da, exact. Și rearanjând pielea, redistribuind forțele de tensiune și așa mai departe, putem recrea o altă cicatrice, dar care să fie mult mai plăcută din punct de vedere estetic,
mult mai puțin vizibilă și pe care deja o avem prinsă de la început. Adică putem începe cu aceste tratamente adjuvante care să limiteze cicatrizarea, putem, avem deja o cicatrice proaspătă și începem să o bombardăm cu aceste tratamente și să încercăm să o ținem sub control. Terapia cu laser iar este de multe ori foarte, foarte bună și vine în ajutorul nostru pentru reducerea cicatricilor, însă trebuie avut în vedere că oricât ne-am chinui în unele cazuri, există situații în care procesul cicatrizării la pacientul respectiv este haotic. Sunt oameni predispuși la o cicatrizare, să facă cicatrici hipertrofice sau cheloide câteodată. Uh-huh. Nu prea ai ce să faci în aceste situații, pentru că așa știe corpul acelei persoane să vindece. De asemenea, fiecare dintre noi mai avem niște zone predispuse la a face cicatrici mari, urâte. Acestea fiind de obicei lobul urechii, tot ce înseamnă zona urechii, zona sternului. Statistic, o intervenție, o arsură, o ceva pe zonele astea este mai probabil să dea o cicatrice urâtă decât în alte zone, chiar la același pacient. Mm-hmm. Există și anumite medicamente care pot fi injectate, se pot face injecții intracicatriciale cu antiinflamatorii steroidieni, de exemplu triamcinolon sau diprofos, sunt niște substanțe pe care le folosim pentru a le injecta în cicatrici și a încerca o remodelare a acestora. Paleta este largă de tratamente potențiale, în schimb rezultatele nu sunt totdeauna ce am dori noi sau pacientul, adică trebuie să avem tot timpul în vedere că lucrăm cu materialul clientului. Uh-huh. Și câteodată, mai mult dată, nu se poate face. Hai să revenim puțin la arsuri. Ce tipuri de arsuri se agravează rapid și au consecințe neplăcute pentru persoane? Arsurile sunt în funcție de gravitatea lor, în funcție de profunzime. Din fericire, în context casnic, de obicei sunt arsuri superficiale. Sau, sunt cele care fac bășică, nu exact. Știu, te arzi cu fierul de călcat sau curge apă fiartă. Exact. Ce trebuie să fac atunci repede persoana să acopere, să descopere? Da, că sunt mituri foarte multe. Da, sunt foarte multe mituri. Sunt foarte multe leacuri băbești care nu neapărat sunt benefice. Unele așa numite panacee și tratamente din popor chiar funcționează. Și cum ar fi? Cum ar fi mierea de albine. Aha. Mierea de albine are în compoziția ei într-adevăr niște substanțe care sunt antimicrobiene, antifungicide și ajută la a stopa sau a diminua riscul de infecție și cam atât. În rest, celelalte leacuri băbești, frunze de ceapă, varză, tot felul de chestii, nu, din roșie. Punctul meu de vedere, roșie și aproape orice legumă găsiți o întrebuințare, din punctul meu de vedere nu sunt de încercat și ar trebui evitate. Scopul principal atunci când ne arde, să spunem că ne-am turnat o cană de apă fierbinte pe picior, pe mână, oriunde. Dacă s-a format deja acea veziculă, acea bășică, înseamnă că arsura nu mai este doar superficială, este profundă, adică a ajuns undeva ca și grosimea pielii, dacă este să ne o imaginăm, undeva la jumătatea ei. Ceea ce se va face în următoarele ore și zile va determina și parcursul vindecării, pentru că arsura în timp poate evolua atât bine cât și rău. În primul rând, trebuie să stopăm mecanismul termic, adică trebuie să îndepărtăm sursa de căldură care provoacă arsura și cel mai ușor este să băgăm mâna sub un robinet cu apă rece. Nu trebuie băgată mâna în gheață, nu trebuie pusă gheață pe o zonă proaspăt arsă, pentru că
riscăm să facem mai mult rău decât bine. La leziunea de arsură se poate supraadăuga o leziune de degerătură. Și mecanismele vor merge... Deci sunt două extreme. Exact, două extreme care vor merge extrem din ambele părți. Da, care vor merge împreună spre a agrava leziunea. Deci apă curată, apă de la robinet, apă rece este foarte bună, dacă există ster fiziologic și așa este cu atât mai bine. Și după aceea este bine de aplicat ceva împotriva, ca să mențină umezeala și răceala locului. Sunt tot felul de pansamente în farmacii, sunt spray-uri speciale pentru arsuri, dar dacă nu le avem în casă, putem pune o compresă cu apă rece pur și simplu. Iaurtul sau alte lucruri biologice reci pot avea într-adevăr un efect calmant pe moment, pentru că, dar nu produsul în sine este, ci temperatura lui este cel care calmează durerea. Și poate textura. Și poate textura. Dar se vine cu niște substanțe biologice. Iaurtul are niște bacterii în el care nu știm cum vor reacționa pe o zonă care a fost lezată. Așa că este bine de evitat astfel de... Adică se poate și infecta o arsură. Se poate și infecta. De aceea nu e bine să punem alimente. Exact. După aceea, ce trebuie să avem grijă este să ținem acoperit și să ferim de infecție zona respectivă. Asta poate fi realizat foarte ușor folosind folosind din farmacie produse speciale sau strict făcând de jur împrejurul zonei arse, făcând ca un chenar cu o substanță care să omoare bacteriile, betadină, iod, alcool, cu grijă de a nu fi dat pe suprafața arsă. Nu face nimic rău, dar va fi neplăcut, dureros. Da. Și după aceea aplicat comprese sterile, preferabil cu ser fiziologic, este suficient. Arsura trebuie ținută pansată, pentru că mediul umed ajută la vindecare, împiedică uscarea tegumentului care deja a fost lezat și care nu mai are straturile superficiale care împiedică uscarea lui și menține pielea hidratată și astfel împiedicăm ca arsura să se aprofundeze, iar după aceea, în funcție de cât de întinsă este arsura, ce durere avem, ce ne-a curs pe noi, este bine să consultăm un medic sau să urmărim în continuare în zilele următoare. În principiu, orice arsură mai mare de 1-2% suprafața unei arsuri poate fi calculată foarte ușor de oricine acasă, folosindu-se de propria palmă. Suprafața palmei reprezintă 1% din suprafața noastră corporală totală. Așa că punând palma lângă zona arsă, ne dăm seama cam cât ar fi procentul. În principiu, orice arsură de gradul 2A, adică cea mai specifică ca arsurile cu lichid fierbinte, cu apă ce ai, sunt 2A, se vor vindeca în jurul a 10 zile, dacă sunt menținute umede, curate și... Și în funcție de tot ce ați povestit până acum, rezultatul poate să fie mai estetic, mai frumos sau mai puțin estetic, pentru că dacă nu faci totdeauna ce trebuie și după arsură rămâne o pată. Poate rămâne o pată, da. Unele mai colorate, altele mai... Da. Tot așa, în funcție de... Și cum e pielea? O piele exact. Mai albă, o piele mai închisă, o piele mai... Da, de obicei asta subțire, se întâmplă... Mai... Da, se întâmplă la arsurile mai profunde, o puțin, și apare pe zonele expuse la soare. Deci e bine după ce ai avut o arsură, niciun caz să te mai expui exact, și la soare. Exact. E bine după ce am avut orice intervenție chirurgicală sau orice intervenție estetică, mai ales pe zonele care sunt frecvent expuse, de genul feței. Este bine să evităm expunerea la soare. De asta, cum a spus la începutul interviului, vara sunt nu acele, se fac. Exact, nu se fac. Din cauza riscului de a fi expus la soare,
Iar procesul cicatrizării, în momentul în care este expus radiațiilor ultraviolete, posibil ca melanocitele, adică celulele care ne dau culoarea pielii, să se activeze în cadrul cicatricii. E ca un sistem de apărare, ele se apără și se activează. Da, oarecum practic. Da. Doar că după aceea ele nu mai știu să dea înapoi acea melanină. Și rămân maro. Exact. Noi în iarnă vom scăpa de bronzul frumos acumulat pe timpul verii, dar cicatricea nu. Și așa că va rămâne hiperpigmentată, cum se cheamă. Iar aceste hiperpigmentări sunt destul de păcătoase, adică necesită de obicei creme speciale sau tratamente laser pentru a încerca să le aducem la o culoare apropiată. Să le aducem, dar de dispărut da. De tot... De acum aș vrea puțin greu. Să vorbim și despre cicatricile astea care survin acnei și tratamentelor acneice, pentru că e același proces despre care vorbim. Da. Până la urmă, faptul că rămâne o pată colorată de care nu mai poți să scapi în urma unor tratamente care nu le-ai făcut și te-ai expus la soare. Neglijența asta a protecției solare, care din păcate mie mi se pare, nu știu, ar trebui să ne intre ca o igienă, ar trebui să-ți intre, pentru că deja soarele știm de ani de zile că nu mai face bine. La anumite ore nu te expui. Expunerea la soare nu înseamnă că mă duc la plajă. E suficient să mă plin prin soare, mergând pe jos, aleg în loc să iau metroul sau mașina sau autobuzul, să merg pe jos, nu știu, pe orice stradă în soare, este egal cu expunerea la soare. De aceea și vedem o mulțime de persoane bronzate cu mânecuțe, cu gulerașe, cum au fost expuse. Înseamnă că tot ne bronzăm și dacă tu, de exemplu, dacă ai făcut recent un tratament gen peeling sau ai făcut un tratament antiacne sau ai, ce știu ce ai făcut, așa, probabilitatea de a rămâne cu pete este extraordinar de mare. Da. Se mai sunt și eu acele pete ale bătrâneții, pistruia care, nu știu de ce apar, dar s-o râs rău. Da, pistruii, intră tot sunt... în procesul, este procesul normal de îmbătrânire. Da, e o chimie a corpului, da. Da. Pot fi abordate, pot fi îndepărtate și ele cu laser sau cu creme pentru depigmentare. Pe timpul iernii. Pe timpul iernii. În principiu, aceste tratamente bine de început toamna, în a doua jumătate a toamnei, ca în prima jumătate a primăverii să fie încheiate și să fim în siguranță din punct de vedere al expunerii la radiațiile UV. Este o perioadă mai lungă pentru că de obicei necesită mai multe ședințe consecutive, nu prea, sunt foarte puține tratamente cosmetice sau estetice care să dea rezultatul dorit sau rezultatul optim într-o singură ședință. De obicei ele se repetă, că este laser, că este peeling. Acele cicatrici postacneice sunt... foarte păcătoase, sunt inestetice și de multe ori sunt extrem de supărătoare și deranjante, iar persoanele care suferă de ele sunt extrem de conștiente de existența lor. Ele pot fi abordate cu destul de mult succes prin peeling-uri, practic îndepărtarea succesivă a straturilor superficiale ale pielii. Care peeling-ul e tot o arsură. Este exact, este o arsură, doar că este o arsură provocată, controlată. Controlată. Care se face cu acizi. Sfatul meu ar fi să fie făcut persoanele care vor să apeleze la astfel de tratamente să meargă la medici cu specializări în dermatologie sau chirurgie plastică, pentru că făcute incorrect sau folosite produsele care nu trebuie sau mers un pic mai departe cu indicațiile, pot da niște rezultate chiar înspăimântătoare uneori. Da, uneori înspăimântătoare sau dacă nu înspăimântătoare, niște rezultate care să-i aducă aminte pacientului, pacientei pe restul vieții că a făcut acel tratament. Da. De asta, adică nu sunt substanțe, sunt substanțe care din păcate nu sunt suficient de bine reglementate și nu sunt suficient de greu de procurat, astfel încât sunt foarte mulți alții care le au la îndemână, care le au la îndemână, care fac aceste tratamente, nu sunt neapărat pregătiți
teoretic, aș spune, că este ușor să te uiți la cineva, ok, am luat ceva dintr-o fiolă, am pus 3 picături, am dat după aceea, m-am uitat la ceas, am lăsat 10 minute, ne-am îndepărtat și toată lumea e fericită. Știu că se va înroși, îi spun, o să te înroșești, nu sta la soare și hai să vezi când zilele următoare ți se curăță pielea, dă-te și tu cu o cremă și o să fie bine. Într-adevăr, totul e bine și frumos cât timp lucrurile merg cum trebuie și ai și puțin noroc. Dar în momentul în care lucrurile deviază de la ideal sau de la normalitate, atunci este foarte important ca persoana care ți-a făcut tratamentul să fie pregătită și să știe cum să abordeze și aceste situații. Să pentru le că abordeze. Este ca o arsură de gradul, probabil, este ca o arsură 2 de gradul 2A. 2A. Deci deja s-a mers sub straturile superficiale și se apropie de stratul bazal, adică acel strat pe care dacă l-am atins sau dacă l-am lezat cu substanțele sau cu laserul și nostru, suprafața e mare, pentru că dacă vorbim de suprafața pielii, ești ca o șopârlă care te cojești de piele jos. Da, în funcție de tăria acidului sau tratamentul folosit, perioada în care suntem scoși din uz, ca să zic așa, adică oricum trebuie să stăm protejați, poate fi până la 3 săptămâni. Deci clar, nu aș recomanda nimănui să le facă vara. La fel ca și procedurile de epilare definitivă, epilarea cu laser, tot așa nu este indicată să fie făcută vara sau în timpul sezonului cald, tocmai că asta înseamnă că dacă se face septembrie și încă e full soare, octombrie, că acum puțin s-au mai schimbat. Acum ce vrem noi să spunem este lipsa totală a expunerii la soare, că de fapt asta e. Da. În principiu, că pentru... dacă e o lună caldă, nu știu, octombrie, și tu zici, stai domne, că e toamna, abia aștept să vină toamna să-mi fac peeling, dar arată ca și când ar fi iunie sau mai știu eu cum. Da, de asemenea este ușor de a fi păcălit de temperaturi, pentru că căldura de afară nu este neapărat egală cu procentul de radiații UV care este a care ajunge la noi. Putem avea un procent foarte mare de radiații UV și iarna. Nu este, eu personal, de multe ori m-am prăjit la schi pe munte, erau minus multe grade, minus puține grade, pardon, și în același timp eu am venit cu un bronz excepțional pe bineînțeles cu urme de ochelari de schi și de cască, dar asta pentru că am uitat să mă dau cu cremă cu protecție solară în acea zi. Deci căldura nu este neapărat egală cu bronzatul sau cu radiația UV, pentru că sunt chestii separate. Da, acum hai să continuăm cu efectele negative ale expunerii la soare, pentru că sunt încă multe femei care își doresc acest bronz și ar trebui să ne gândim și la vârsta la care femeile își pot permite acest lux. Da. Că de la o vârstă încolo sunt damage-ul e prea mare, adică beneficiul practic începe să dispară. Așa este. În principiu, ca să nu scoatem în evidență doar părțile rele, da? Expunerea la soare are și o grămadă de efecte benefice organismului. De la jumătate de oră în sus trebuie să începi să ai grijă. Da, nu înseamnă că trebuie să ne transformăm în niște cârtițe să nu ne mai vadă vreodată soarele. Nu, vorbeam de bronzul voluntar, adică mă duc să mă expun la soare și doresc să mă bronzez și mă expun zi după zi, zi după zi, că sunt persoane care își permit vacanțe mai lungi sau poate stau chiar la mare sau sunt fel de fel de situații și atunci dacă îmbrățișez foarte mult ideea de a fi bronzat, nu știu, 4, 5, 6 luni pe an și te lauzi cu chestia asta, trebuie să știi și ce preț vei plăti. Da. Trebuie să luăm, adică putem porni de la ideea că bronzatul este mecanismul de apărare al pielii împotriva radiațiilor UV care produc această sinteză de melanin. Deci dacă deja pornim de la ideea că pielea noastră încearcă să se apere hipercolorându-se, nu este neapărat un lucru benefic pentru noi să facem în lucrul acesta într-un mod voluntar. Efectele expunerii prelungite la soare sunt foarte multe și a căror gravitate o putem vedea mai repede sau mai târziu, dar de obicei mai târziu.
este un efect cumulativ, adică greșelile, cu ghilimele, din tinerețe vor fi plătite niște ani mai târziu. Dacă în decada 20-30 ne bazăm pe aspectul nostru fizic frumos, pe pielea care are concentrația optimă de colagen, de fibre de elastină, și tinerețea, aș spune cuvântul, și ne expunem îndelungat la soare fără a simți imediat repercusiunile acestui lucru, vom plăti aceste polițe cu vârf și îndesat în decadele 4-5 ale vieții, pentru că radiațiile UV au un efect cumulativ la nivelul pielii și ele în timp degradează structura microscopică a tegumentului. De asemenea, ca și efect sunt apariția ridurilor. Expunerea îndelungată la soare agravează ridurile, mai ales de la nivelul feței, de la nivelul zonelor unde pielea este mai subțire. Al doilea punct de vedere, care din perspectiva mea este chiar mai important, este efectul cancerigen pe care îl au radiațiile ultraviolete. Și anume, expunerea îndelungată la soare crește riscul de apariție a tumorilor cutanate maligne. Ele sunt de mai multe feluri, dintre care tot felul de carcinoame sau cea mai cunoscută și care este de temut și știe toată lumea și se panichează când aude cuvântul, este melanoma. Aceste tumori sunt oarecum apariția lor și șansa ca să meargă, să aibă o evoluție mai agresivă, este direct proporțională cu expunerea, cu gradul de expunere solară. Și am început să vedem cazuri de tumori cutanate maligne la persoane din ce în ce mai tinere. Lucrul acesta fiind cauzat și de, la un moment dat a fost un trend extrem de bine înrădăcinat cu folosirea paturilor solare. Și nu că ar fi dispărut. S-a mai diminuat, da? Eu sper să se mai fi diminuat măcar. S-a mai diminuat, da. Și acest lucru, aceste tumori, nu trebuie să intrăm în panică. Dacă cumva ni se pune diagnosticul, avem vreo suspiciune, mergem la un medic dermatolog și se pune un diagnostic prezumptiv de un carcinom cutanat sau un melanom, deoarece ele de cele mai multe ori sunt tratabile, se rezolvă prin intervenții chirurgicale, care dacă nu se așteaptă foarte mult, nu lasă cicatrici foarte mari, depinde de cât este de mare acea pată, acea tumoră când se ajunge la chirurg pentru a o scoate. Și prognosticul este de cele mai multe ori extrem de bun. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să le evităm. Acum văd pe grupuri, fiind vară, foarte multe alte, hai să spunem, simptome ale expunerii la soare, de la tot felul de bubulițe, tot felul de, nu le știu numele din punct de vedere dermatologic, însă la fiecare persoană arată altfel, în funcție de mulți factori care sunt extrem de particulari. Însă expunerea la soare aduce foarte multe neplăceri. La unii li se umflă ochii, cu mâncărimi, cu usturimi. Sunt persoane care, ferească Dumnezeu, adorm pe plajă și atunci arsurile sunt foarte grave. Da. Se lasă și cu febră și cu insolație și cu alte. Deci chiar este nevoie de foarte multă atenție, mai ales și la copii mici care au piele extrem de albă, pielea nu are istoric, să nu uităm că e cel mai mare organ al corpului, adică mai ales dacă te expui și cu cea mai mare, adică ai doar un chiloțel pe tine, un costum de baie și restul corpului e expus, atunci suferința este întreagă, e complexă. Și cel mai, bineînțeles, pe locul 1 rămâne prevenția,
Pe locul 2 rămâne să fii informat, educat, să știi ce ai de făcut, adică să nu începi să torni pe tine toate alimentele, berile, gheața, ce mai știu ce prins pe acolo, că poți agrava și rămâne pe urmă și cu alte probleme. Însă, revenind la aceste bubulițe, tot felul de chestii dermatologice care apar și care nu te gândești că ar fi de la soare, dar totuși sunt de la soare, adică e o reacție a pielii foarte particulară și în funcție de istoricul pielii, în funcție de ce mănânci, chimia corpului tău, care tot rămâi cu și rămâi veșnic cu această... Eu personal am observat că sunt doar anumite zone pe gât, pe piept. Când mă expun la soare, apar mereu, an de an, în aceleași locuri. Adică e ca un semnal, retrage-te din soare. Da. Sunt niște reacții de hipersensibilizare, un fel de alergie la soare. Dacă, alergie, exact, asta vreau da, să zic. Dacă, să-i spunem așa, apar aceste dermatite, aceste urticarii. Urticarii de soare. Da, după expunerea la soare, iar ele apar de obicei înainte de a apărea arsura solară sau procesul de bronzare. E ca și când îți dă de știre. Exact. Nu știu să vă zic de ce, care este exact mecanismul, dar ceea ce am văzut sau din punctul meu de vedere sunt din ce în ce mai frecvente în ultimii ani, iar ele apar destul de des la copii. Copiii au un sistem imun care este în dezvoltare. Sistemul imun învață odată cu noi, pe măsură ce creștem, pe măsură ce este expus la microbi, virusuri sau alte chestii din exterior, el se învață și se dezvoltă. De asemenea, când este necunoscător, nu știe ce este bine, ce este rău și așa că poate avea tot felul de reacții din astea mai ciudate. Copiii sunt neapărat nevoie să fie protejați la mare, cât să poarte eventual costume cu protecție UV, să nu fie expuși la soare la orele amiezii, da, sub nicio formă, deci doar dimineața câteva ore și după aceea eventual seara. Dați cu creme de protecție solară, cu SPF 50, deci maximal. Ei sunt frumoși oricum, dar nu trebuie să fie bronzați, adică trebuie să ne bucur și să-i ajutăm să-și mențină acea piele de fund de bebeluș și acea piele perfectă aproape, fără alunițe, fără alte pete, cât de mult se poate. Și pentru că ele vor apărea, din păcate, oricum, în de-a lungul vieții. Da. Și trebuie avută mare grijă. Mai ales că vă spuneam de acea suprafață corporală totală. La copil ea e desfășurată, este mult mai mare ca la adult, adică ei sunt mult mai expuși din punct de vedere al radiațiilor și al pericolului deshidratării. Odată ce ne ardem la soare, pe lângă faptul că transpirăm și ne deshidratăm, vom pierde apă și prin zonele arse, pielea fiind distrusă. Noi ne dăm seama de chestia asta, ne este sete, mai bem o bere, mai bem o apă și așa mai departe. Copiii, în schimb, nu sunt conștienți de lucrul ăsta, mai ales cei cu adevărat mici, și trebuie avut o mare, mare grijă pentru că expunerea la soare în cazul lor poate duce la deshidratare destul de serioasă. Da. Păi cam ăsta a fost timpul pentru episodul nostru de azi. Mi-a făcut mare plăcere. Sper să ținem cont de meseria pe care o aveți, mai venim să acoperim și alte subiecte, pentru că doamnele sunt dornice de tot felul de detalii, de tot felul de lucruri care mai apar între timp, odată cu tehnologia și tot ce se întâmplă în industria frumuseții, apar și efectele negative, nu la toată lumea reacționează la fel și atunci există o dorință de informare foarte mare pe acest domeniu. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația. Dragilor, dacă ați ajuns până la acest moment și ne-ați urmărit cu interes, nu uitați să împărtășiți cu familia, cu cei dragi, cu prietenii de pe Facebook. Știți mereu că algoritmii ne tot limitează împărtășirea, așa că dați și voi acolo un share, să ajungem și la alții pe grupuri. Și în final o să venim cu recomandarea Zenith cu Beauty Help și vitamina E, care le-am avut pe masă tot acest timp, pentru că este cel mai mare organ al corpului, pielea, și dacă o hrănim prin interior, atunci toată pielea noastră va arăta bine tot timpul anului, dacă, bineînțeles, avem grijă de ea, după cum ne hrănim, cum suplimentăm și cu toate sfaturile pe care deja le-ați ascultat.
Până luni, vă doresc zile senine, rămâneți pe Hello Sănătate TV cu emisiunile colegei mele și, bineînțeles, cu toate celelalte sfaturi care sunt pe site. O zi plăcută!